Bună ziua, prieteni! Am revenit și eu cu un nou vlog. Ce faci, Luca, acolo? Am înțeles. Și a ridicat mocheta. Te prim și tu? Da, am ieșit afară la aer, că am pus ceva să fierbă pe foc. Nu știu ce să vă mai zic, am văzut comentariile dumneavoastră, vă mulțumesc pentru ele. Am văzut ce s-a discutat și pe canalul de YouTube, ce pot să spun? Că îi mulțumesc lui Patrona că ne-a crescut, că a avut grijă de noi. Îi mulțumesc și numele lui Lumina. Altceva ce aș putea să mai spun? Pot să mai spun altceva? Îmi aștept timpul. Că doar așa se spune, la timpul potrivit, nu? Așa că așteptăm timpul, mai ales eu. Mor de drag, mor. Ia ține, Luca, să întind mocheta aia. Așa, astăzi mă filmează Luca. Da. Dar ce frumoasă ești! Să punem ceva pe ea? Da, din astea. Ce frumoasă era mocheta asta și s-a făcut varză. Da, că era McDonald's. Da, era pusă pe jos. Ea bine, dar totuși să o îndreptăm că vine bunica și bunicul, ei sunt pe drum, se întorc de la control de la Cluj și am zis să o îndreptăm și noi asta. Andreea a gătit ea. Noi ne învârtim pe aici prin curte, mai găsim câte ceva de făcut, măcar să facem și un vlog. Ați văzut ce și-a cumpărat Alina ieri? Și-a cumpărat, și-a comandat de pe net acel colet. Bineînțeles că eu am fost de acord și am zis să-i fac plăcerea. Dar să știți că am exagerat cu acele dulciuri care nu au niciun farmec. Poate să mă dea în judecată acea firmă. Deci, nu știu pe ce am dat 500 de lei, sincer, pe niște bombonele, atât, pe câteva doze de cola, ci Alina chiar nu are voie să bea cola, dar totuși am zis să guste și ea, să nu mă rămână curioasă. Și ce a mai fost, Luca, că voi ați mâncat? Niște dulciurile. Niște chipsuri iuți. Picante? Da, și acum niște... avem din ei. Da, păi nu ați mâncat, că nu v-a plăcut. A mai fost... nu mai știu ce a mai fost acolo, dar oricum totul a fost îngrozitor, deci fără niciun gust. Mai bine îi cumpăram, de 500 de lei cumpăram o grămadă de dulciuri. Și era mai convenabil, îi cumpăram și mâncare și dulciuri, mai și rămânea. Dar pentru o prostie... Și ea nu a fost așa încântată, că a doua zi nu a mai mâncat din ele, nu s-a mai atins, dar acum, ce să zic, asta e faptă consumată. Mă bucur că ea a putut să, cât de cât, să fie fericită atunci pe moment. Cât a desfăcut pachetul. După când a început să mănânce, nu i-a mai plăcut, a fost dezamăgită. Plus de asta... Nici măcar lui Andreea nu i-a plăcut. I-a plăcut așa puțin gustul la suc. Nu știu, ție ți-a plăcut ceva de acolo? Nu. De castraveți nu mai zic. Deci nu mai zic ce gust avea și ce miros așa. Deci mirosea cum am intrat în casă. Avea un miros aiurea, foarte aiurea. Nu știu ce să zic. Eu mă întorc acum înapoi la oala mea pe foc și revin. După cum spuneam că revin la oala mea.
țin și eu o dietă, nu știu dacă o să meargă. Vă las și dumneavoastră dacă vreți în comentarii sau nu știu cum. Dar să știți că am slăbit în câteva zile, cred că, ce este astăzi? Vineri. Fierb ceva. Este vineri și eu am slăbit un kilogram de luni. Da. Nu știu, prieteni, ce să vă mai spun. Că am făcut acel vlog, dar l-am făcut pentru că nu suport să aibă cineva impresia că mă poate controla. Nimeni niciodată nu m-a controlat, înțelegeți? Ca să înțelegeți și dumneavoastră, nimeni niciodată pe mine nu m-a controlat. N-are cum să aibă control asupra mea niște oameni cu care eu nu vreau să mai am de-a face. Eu nu că vorbesc și că pomenesc eu pe aici tot timpul și vorbesc de ei. Nu vorbesc de ei neapărat, vorbesc de situație. Că doar și dumneavoastră vedeți situația care este, da? Eu ce trebuie să fac? La fiecare comentariu că se vorbește de mine sau că se lasă, eu habar n-am de acel comentariu, da? Se răspunde urât înapoi. Eu nu, în totalitate, eu n-am vorbit urât despre sau să dau nume sau să mă bag eu ce și cum, da? În ultima perioadă mă întrebați de o chestie care tot mă întrebați dumneavoastră și am spus că n-am stat la fundul ei, nu știu ce și cum. Și am văzut că scrieți pe comentarii că am urmărit, să știți că am urmărit, și îi băgați în cap numai tâmpenii. Că domne a zis că nu știu ce de copil, domne a zis nu știu ce de nu știu cine. De ce și mințiți unii care comentează știind că au mințit? Că eu n-am zis niciodată. Am zis eu, vreau și eu un vlog să mi-l arătați. Nu, eu sunt omul adevărului, ca să știți. Eu nu suport minciuna. Ai greșit, ai făcut ceva, asumă-ți, fii un om cu demnitate. Nu te ascunde după deget, că nu o să țină mult. De asta zic că eu mereu n-am suportat eu chestia asta, așa sunt eu, nu suport minciuna. Și când au fost lucruri despre mine și am fost întrebată, am recunoscut și am spus adevărul care este, frate, că doar asta e. Până la urmă tot adevărul iasă la iveală. Și nu-mi place, deci chiar nu-mi place și v-aș ruga din suflet, chiar vă rog, vă implor. Dacă nu vă convine și încercați să căutați ceartă, că asta vreți să vedeți, și să mă enervați pe mine sau pe altcineva vorbind de mine și mințind, să pornească o bubuitură din asta, un scandal. Dar eu am pornit acel scandal nu datorită dumneavoastră sau din cauza la comentarii, nu, pentru că după s-au comentat niște minciuni. Faza este că am avut atunci o chestie și m-am enervat foarte tare. Eu am vrut să demonstrez lumii că acei galbeni da, s-au dat la nuntă. Și unii dintre voi poate că nu știți. Am și arătat cui s-au dat. Înțelegeți? Nu neapărat că da, trebuia să stea la el în mână acei bani. În fine, nu mai contează, este subiect închis. Pentru că toate la timpul lor, așa cum s-a spus, da? Toate la timpul lor. Nu vreau să vorbesc prea multe din respect pentru cineva. Ca să și știți. Nu că mi-e frică și acel vlog nu l-am șters. Doar l-am pus la privat. Nu vreau să fac alte probleme, nu vreau să fie ceva făcut... Să facă altcineva și să spună că eu, atât timp cât eu nu voi face rău niciodată. Dar atunci cât am eu bila întoarsă, să vă feriți unii dintre noi care ne cunoaștem și ne știm. Atunci cât am bila întoarsă. După eu n-am treabă cu nimeni pentru că
Sunt indiferenți. Eu am început să fiu așa și cu toată lumea, nu doar cu unii oameni. Chiar nu mai am acel sentiment, adică să mă cer cu cineva, să mă intereseze ce spune X, ce spune Y, să mă afecteze. Pe mine chiar nu mă mai afectează absolut nimic, vă rog să mă înțelegeți și să mă credeți că nu am de ce să vă mint. Nu mă afectează oricine ce-ar spune, oricine ce-ar face. Și mai ales că se vor mai discuta lucruri care au fost în trecut. Pe mine nu mă mai interesează pentru că nu mă mai afectează cu absolut nimic. Eu nu mai am niciun sentiment pentru acele lucruri sau ce s-a întâmplat în trecut. Și eu nu trăiesc în trecut. Dacă trăiam în trecut, eram pe loc și mereu agățată. Dar eu nu am vrut să rămân agățată, măcar fiți oameni și vedeți partea adevărului. Că eu am avut puterea de a lua decizia, mi-am luat inima în dinți și n-am rămas agățată. Pentru că nimeni nu m-a dat afară din casă. Dar nici acolo nu puteam să stau ca ultima fraieră. Și am plecat. Și aici, când am fost ultima dată măritată, da? Ultima dată. A doua oară că m-am măritat. Nu am putut rezista fără fată. Nu am putut rezista eu prin țări străine. Ca să spun și asta, să înțelegeți. Poate că de asta mi-a fost și greu. Nu am putut rezista. Nu m-a bătut nimeni, că pot să confirm asta și cu mesaje și cu înregistrări și pot suna. Nimeni nu m-a bătut, nimeni nu m-a jignit, nimeni nu s-a supărat pe mine, nimeni am rămas prieteni. Deci încă am rămas prieteni, ca să înțelegeți. Mi s-a întrerupt telefonul înainte. Nu am treabă cu nimeni. Deci de ce inventați, de ce mințiți, de ce scoateți niște chestii care nu sunt adevărate? Cum poți, domne, să minți? Vă rog frumos să-mi explicați dumneavoastră dacă cunoașteți pe cineva așa sau dacă ați avut în jurul dumneavoastră așa oameni. Cum poți să minți? Cum poți să trăiești? Și mai ales că stai cu gândul și cu acea teamă, domne, mai devreme sau mai târziu se va afla adevărul, ce fac, cum o scot? La asta nu vă gândiți? Pe mine asta mă enervează cel mai tare. Și eu nu stau să-mi fac eu gânduri, planuri și nu știu ce și nu știu cum. Poate că am și eu motivele mele. De mai arunc așa câte ceva. Fără număr. Nu fără număr. Dar asta zic. Fiecare are motivul său de a vorbi, dar ne spălăm rufele aici. Când știm foarte bine ce este în spatele nostru. Pentru ce? Plus de asta, mie, nu are nimeni ce să-mi facă, ca să înțelegeți. Nimeni nu are ce să-mi facă niciodată, pentru că eu nu mai am nimic de pierdut. Ce am avut eu mai scump în viața asta să pierd, am pierdut de mult. Acum nu mai aveți ce să-mi faceți. Nimeni este valabil pentru toată strehaia și pentru toți care încearcă să-mi facă mie nu știu ce, să mă atace cu nu știu ce. Nu aveți ce să mai faceți. Nu aveți ce. Ce ați putea să-mi faceți? Ce să mai îmi luați? Nici fetița. N-are nicio treabă cu nimeni, da? E singurul lucru care mie mi-a rămas. Acest copil. Și încă trăiesc. Și sunt în picioare. Asta vă omoară, nu? Că sunt în picioare. Și sănătoasă. Stau la casa mea. Împreună cu familia mea. Îmi place să mă așez aici pe la masă cu toții. Să mâncăm, să stăm. În fiecare familie mai sunt discuții. Mai sunt câte o vorbă, câte una, alta. Dar nu haos. Înțelegeți? Deci valabil pentru toată lumea, să știți. Eu nu am teamă și am putere de a spune lucrurilor pe nume. Eu nu mă ascund. Și eu dacă merg undeva sau fac ceva, îmi asum și merg cu capul sus. Niciodată nu mint și să merg cu capul jos pentru că știu că am mințit. Așa că să vă intre bine în cap. Că ce am avut de pierdut, am pierdut de mult. Și nu m-a omorât acea pierdere. Așa că ce se va întâmpla de acum înainte este pistol cu apă. Înțelegeți? Eu și, nu știu, Doamne ferește, dacă văd că casa ia foc.
Asta-i, frate, ce să fac? Să mor eu înainte? Chiar nu mai am niciun sentiment, am devenit așa imună. Nu vă imaginați. Așa că, prieteni, eu vă pup, mă duc să mănânc. Cine vrea lista de slăbit, să-mi spuneți. Pentru că eu chiar am slăbit, sincer vorbesc, am slăbit un kilogram de luni până vineri. Ce voiam să vă mai spun, că am fost la o clinică și sunt așa încântată și vreau atât de mult. Este vorba despre un implant. O să vă povestesc mâine ce s-a întâmplat la acea clinică. Vă pup și haideți să fim sinceri.